Sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape, motiv de bucurie pentru toți moldovenii care așteaptă cu nerăbdare să se relaxeze, să revadă pe cei dragi sau, de ce nu, să plece într-o călătorie. Care sunt cele mai bune oferte de sezon? Aflăm în această dimineață de la Dorina Zdorovețchi, agent de turism. Bună dimineața și bine ai venit aici la Tezaur TV! Bună dimineața și bine v-am găsit! Sperăm că cu vești foarte, foarte bune și cu noutății dintre cele mai fierbinți pentru cei care ne ascultă în acest moment. Cu siguranță, pentru că înainte de a veni la voi la emisiune mă gândeam, zic, uite, anul acesta este probabil cel mai bogat an al turismului, anume vorbind din perspectiva ofertelor care le avem pregătite pentru turiști. Eu nu țin minte un an mai bogat ca acesta, anume destinații. Avem atâtea destinații superbe, cu zbor direct din Chișinău, deci sunt oferte foarte, foarte faine. Super! Ce destinații ne recomanzi în această iarnă? Deci noi avem trei pachete, să zicem așa, trei opțiuni. Prima opțiune sunt târgurile de Crăciun care se desfășoară în orașele din Europa. Aici turiștii care vor să simtă cu adevărat magia sărbătorilor de iarnă pot alege o vacanță în unul din orașele din Europa unde se desfășoară aceste târguri. A doua opțiune pentru a călători rămâne în continuare muntele pentru iubitorii de a schia, pentru iubitorii de a se relaxa. Aici rămâne în continuare România, Bulgaria, mai nou avem și Bucovelul pentru turiștii mai curajoși și noutatea sezonului este zborul direct din Chișinău spre Barcelona, iar de acolo avem organizat transfer spre Andorra. La fel este o stațiune superbă pentru a schia, pentru a te relaxa. Și a treia opțiune este pentru iubitorii care vor să-și petreacă Revelionul sau zilele pline de zăpadă pe o plajă exotică. Aici avem opțiuni, zbor direct din Chișinău spre Zanzibar, este o noutate, este o premieră pentru Republica Moldova. Iarăși o altă premieră va fi din data de 27 decembrie, zbor direct. Parcă nici nu vine a crede că există asta, zbor direct din Chișinău spre Sri Lanka. Și în continuare rămâne Egiptul, zbor direct din Chișinău și deja alte destinații exotice. Deci suntem, cum am zis, bogați. Ne-am extins bine și ne bucurăm să auzim atâtea noutăți frumoase. Eu am atât de multe întrebări la tine, nici nu știu de unde să încep. Hai să vorbim puțin despre târgurile de Crăciun, pentru că tot ele acum sunt tare bine ochite de cei care își doresc să aibă o vacanță de iarnă plăcută. Care ar fi tarifele pentru aceste destinații? Deci tarifele, dacă optăm să mergem, de exemplu, la Viena, să vedem târgul de Crăciun, atunci aici prețul începe de la 450 de euro, 500 de euro de persoană. Aici este inclus zborul tur-retur, cazare 4 nopți și masă mic dejun. Este un preț ok, luând în considerație că totuși prețurile în ultimii ani au explodat un pic în sus. Așa. Prețul este destul de ok și mai sunt și alte opțiuni, alte orașe. Deci 450-500 de euro pentru câteva zile de relaxare și magie de sărbătoare. Dar în Laponia, țara lui Moș Crăciun? Am uitat de Laponia. Rămâne în continuare o destinație la care visează foarte mulți, mai ales copiii, dar și noi, maturii. Și eu visez. Da. Laponia este o destinație care în fiecare an avem oferte cu zborul din București. Este un zbor charter organizat. Primul zbor are loc pe data de 16 decembrie și rămâne în continuare o destinație la care visează mulți. Aici, dacă să vorbim despre prețuri, atunci prețul începe de la 1300-1500 de euro de persoană, aici include 5 nopți de cazare, zbor tur-retur, masă mic dejun.
Și avem și pachete unde sunt excursii, inclusiv și cina cu Moș Crăciun, posibilitatea de a alege opțiunea ca Moș Crăciun la cină să-ți ofere cadouri sau dacă avem copii, putem să le organizăm. Excursie la fabrica de cadouri a lui Moș Crăciun. Deci este o destinație care cuprinde foarte multe experiențe frumoase și excursii. Este ceva de vis și trebuie de ajuns acolo. Cu siguranță și mai ales pentru familiile cu copii. Tu ai ajuns pe acolo? Eu din păcate nu, dar planific pentru anul 2024 să-mi duc copilul în Laponia, pentru că visează, i-am vorbit, da, și visează totuși. Și vreau acum cât încă mai crede în magia aceasta sărbătorilor și neapărat 2024 Laponia eu vin. Așteaptă-ne. Da. Dar dacă ar fi să vorbim despre destinațiile de Revelion, care ar fi cele mai fierbinți oferte? Cele mai fierbinți oferte rămâne Sri Lanka, fiind o cursă nouă pentru Republica Moldova. Prețurile sunt foarte ok, deci primul zbor va avea loc pe data de 27 decembrie, 9 nopți de cazare, masa, all inclusiv. Aici prețul începe de la 1500 de euro de persoană. Deci cu 3000 de euro putem doi adulți să ajungem în Sri Lanka pe 9 nopți într-un hotel foarte bun și Revelionul să fie pe o plajă așa. O ofertă foarte bună. Foarte bună și prețurile sunt mici, totuși vorbim despre o destinație exotică și prețurile sunt mult mai mari, dar aici prețul este mai mic din considerent că este prima cursă, sunt prețuri promoționale ca lumea să rezerveze și totuși să poată această destinație să aibă succes. Reușim să mai prindem bilete disponibile? Da, desigur. 60% din avion deja locurile s-au suplinit. Mai rămas încă câteva locuri și sunt sigură că reușim. Dar dacă nu vom reuși spre Sri Lanka, rămâne Zanzibarul. Avem opțiuni, da. Zanzibarul l-am vizitat recent, în luna octombrie, și vreau să zic, din toate țările vizitate, Zanzibar rămâne pe primul loc în sufletul meu. De ce? O țară care m-a cucerit din toate punctele de vedere. M-am aflat acolo 8 zile și în aceste 8 zile am reușit să trăiesc diferite emoții. De la emoții de fericire, bucurie, că natura este atât de frumoasă, oceanul frumos, până la emoții de lacrimi atunci când ieși în afara hotelului și vezi în secolul 21 cum de fapt trăiesc unii oameni, tu realizezi că tu ești o persoană foarte fericită, pentru că noi avem condiții foarte bune, chiar dacă ne mai plângem. Acolo, ca să înțeleagă și telespectatorii, în Zanzibar, familiile nu au frigidiere în casă, nu au televizoare în casă. Ba mai mult, familiile sunt cu mulți copii și majoritatea părinților nu cunosc data de naștere a copilului, din considerentul că se nasc mulți copii și ei, elementarul foaie și pix în casă nu există și copiii acolo nu știu a sărbători ziua de naștere. Deci acolo la școală se merge la vârsta de 6 anișoari și părinții aproximativ cunosc cam care este vârsta copilului. Și la școală, ca să fie primit, se face un exercițiu, deci dacă copilul poate pune mâna așa, înseamnă că el este pregătit, înseamnă că el poate merge în clasa 1 și are aproximativ vârsta de 5-6 ani. Deci Zanzibar este o țară care trebuie vizitată. Wow, să știi că tu vorbești și mine mă trec fiorii pe tot corpul. Te-a făcut cumva această călătorie să apreciezi mai mult viața și tot ceea ce ni se oferă? Da, prima perioadă tot timpul mulțumeam pentru ceea ce am, apoi un pic s-a șters acele emoții și erau momente când eram supărată sau ceva nu-mi plăcea, fără dispoziție. Și mă opream și ziceam, Dorina,
tu doar ai fost câteva săptămâni în urmă într-o țară unde ai văzut cum lumea trăiește. Ce-i cu tine? Ai de toate, ai familie sănătoasă, ai frigider în casă, în frigider sunt produse, ai muncă, ai televizor acasă, ce-i pentru... Tot ce îți dorești. Exact, da, exact. Și mă linișteam și ziceam, da, la mine viața este frumoasă. Și foarte multă această destinație m-a făcut să mă gândesc la ceea ce avem și trebuie să mulțumim. Să știi că ne-ai pus și pe noi pe gânduri și cu siguranță trecem pe lista țărilor pe care vrem să le vizităm și Zanzibar. Totuși, moldovenii în sezonul rece, ce aleg? Marea sau muntele? Deci dacă să comparăm anii precedenți, atunci desigur că pachetele turistice la munte erau în mare căutare. Dar anul acesta totuși mai mulți optează să meargă la mare pentru că sunt destinații care anii precedenți nu au fost. Anul acesta Egiptul ne bucură cu niște tarife cu prețuri foarte accesibile. Deci așa prețuri au fost doar în anul 2016, când abia s-a pus această cursă spre Egipt. Anul acesta prețurile încep de la 200 de euro de persoană, hotel 5 stele cu tot inclus. Deci eu uneori mă uit și nu-mi vine a crede că există așa prețuri. Mai sunt oferte? Da, sunt oferte foarte bune și zilele viitoare și în luna ianuarie. Deci ofertele pentru Egipt sunt foarte, foarte bune și turiștii trebuie să beneficieze de aceste tarife. Această destinație ar fi cea mai ieftină? Da, la moment Egipt este... 200 de euro de persoană. Da, 200 de euro de persoană. Hotel de 5 stele, all inclusive. Exact, și pentru 7 nopți. Nu pentru 3 zile, pentru 7 nopți. Deci prețurile sunt superbe. Da, într-adevăr, să știi că mă gândesc și eu acum, nu știu dacă au mai fost da, așa prețuri. Da, zic că în 2016 au fost așa tarife, când abia și-a luat avânt această cursă. Anul acesta este o surpriză pentru noi și pentru turiști și mă bucur că turiștii beneficiază. De aceea, din acest aspect și turiștii anul acesta totuși aleg mai mult marea, pentru că prețurile sunt mai accesibile, sunt mai multe destinații din Republica Moldova cu zbor direct și respectiv muntele rămâne cumva pe al doilea plan. Cum stăm cu industria turismului în țărișoara noastră? La fel, este în creștere. Este o dezvoltare a turismului intern. Ne bucurăm că sunt turiști care... clienți, da, care vor să viziteze țara noastră. Și noi suntem dispuși să îi ajutăm, să îi ducem la toate atracțiile noastre turistice, chiar dacă poate nu se compar cu cele din Europa, dar a noastră au o altă... Un farmec aparte. Un farmec aparte, exact. Dar totuși ne bucură că este această creștere, da. Și că industria turismului din Republica Moldova pe an de an devine tot mai bună. Da. Tot mai cunoscută, tot mai solicitată și aici sunt mai multe aspecte, și atracțiile, și natura, și oamenii noștri calzi, și bucătăria tradițională. Da, bucătăria noastră. Nu cred că există vreun om care să nu-i placă bucatele noastre, pentru că acolo este și suflet, dar și gust foarte bun. Exact. Și dacă tot vorbim de destinații turistice, de vis, Maldive? Maldive în continuare, rămâne o țară la fel ca și Laponia, la care foarte mulți visează, dar mai puțin ajung. În ultimii ani tot mai mulți și mai mulți ajung în Maldive și mă bucur extrem de mult. Avem opțiuni fie cu zbor din Chișinău, desigur cu o escală, sau zbor din București, sunt un pic mai accesibile, iar până la București nu este atât de greu de ajuns. Aici, desigur, prețurile rămân în continuare mai mari și mai mari. Aici prețurile încep de la 2.000-2.500 de euro de persoană pentru o săptămână de cazare, cu mesele incluse și zborul din București. Totuși, ce o face să fie mai specială? Da. Probabil liniștea de acolo, oceanul, culoarea apei turcoaz, exact. Servisul pe care ei îl oferă este unic prin tot.
nisipul alb care este moale și, și cafeină. Da, să știi că tu descrii și deja mă văd pe o plajă din Maldive. Da, da. Și totuși rămâne Maldive o destinație, probabil cea mai... cea mai devis, da, devis, exact. Eu știu că tu ai călătorit de fapt în multe țări. Da. Care e țara ce te-a impresionat cel mai mult? Deci dacă, cum am zis mai devreme, de Zanzibar am vorbit. Zanzibarul rămâne în continuare țara pentru sufletul meu. Dar o țară unde te întoarce de fiecare dată când ai avea iată, eu m-aș întoarce, în anul acesta am fost în Cipru și este o destinație, apropo, cu zbor direct din Chișinău. În 2023 s-a pus această cursă și are un succes deosebit. Cipru, la fel, m-a cucerit foarte mult pentru că, în primul rând, plajele lor, nisip alb, chiar dacă este Marea Mediterană, culoarea apei este deosebită față de Turcia. Intrările sunt foarte comode pentru familiile cu copii, intrări linie, nu sunt abrupte și m-a cucerit bucătăria. Bucătăria foarte mult se aseamănă cu bucătăria Greciei, deci foarte mult pește, salate. Eu nu prea iubesc mâncarea foarte condimentată, iată, în Cipru eu nu am simțit condimente și asta mi-a plăcut foarte mult. Și apropo, oamenii mi-au plăcut acolo, am vizitat câteva vinării, apropo, ei la fel sunt ca și noi, au succes în acest domeniu. Și oamenii sunt calzi, primitori, plajele frumoase, mâncarea gustoasă, deci este o destinație care la fel m-a cucerit. Ce ofertă avem pentru Cipru în acest sezon rece? În acest sezon rece nu avem zbor direct, deci zborurile încep la începutul lunii mai, pentru că aceasta este perioada perfectă pentru a călători, deci începând cu luna mai până la finalul lunii octombrie este o perioadă perfectă pentru a călători în Cipru și deja avem ofertele pentru 2024. Aici prețurile încep de la 500-600 de euro de persoană, cu zbor inclus, masa all inclusiv, dar deja prețul variază în dependență. Te duci în luna mai, septembrie sau te duci în luna august, iulie, când sunt cele mai mari tarife. Deci, concluzia, oferte avem, prețuri fierbinți avem, nu ne rămâne decât să ne pregătim valiza exact. Și să mergem într-o călătorie. Pentru că noi merităm totuși să muncim mult și merităm să ne și relaxăm. Exact. Dorina, îți mulțumim tare, tare mult. Cum să știi că pe mine, cel puțin, cu siguranță m-ai pus pe gânduri și poate cine știe, în vacanța de iarnă, reușim să ne relaxăm, nu știu, prin Egipt sau de ce nu la munte. Da, desigur. Îți mulțumim, Dorina. Și eu vă mulțumesc. Pentru sfaturile prețioase, pentru ofertele pe care ne le-ai adus la cunoștință și să ai și tu un sfârșit de an frumos cu multe călătorii. Vă mulțumesc tare mult.